Compania BioNTech anunță că serul pe care îl dezvoltă cu cei de la Pfizer nu are nevoie de modificări pentru a rămâne eficient împotriva tulpinilor noi apărute. Chiar și așa, compania se pregătește și pentru situația în care vor apărea tulpini care să reziste la vaccinul actual. Specialiștii de la noi spun că a treia doză este un lucru firesc la care trebuie să ne așteptăm și care nu trebuie să ne sperie. Este o măsură necesară acum și asta este bine că se lucrează anticipativ pentru a nu permite acestor tulpini să devină dominante. Nu e normal să vaccinăm în pandemie. Rolul vaccinului este preventiv. Ideea este să vaccinăm o populație sănătoasă ca să nu se îmbolnăvească. CEO-ul Pfizer a spus că cel mai probabil un alt rapel ar trebui să fie administrat la interval de 12 luni de la vaccinarea completă. Și cei de la Moderna se pregătesc pentru doza 3 și spun că va putea fi gata în toamnă. Probabil că cel mai simplu este să ne raportăm la epidemiile de gripă care le avem sezoniere. Vaccinul împotriva gripei poate fi eficient ani de zile, însă virusul se modifică suficient de mult pentru ca sistemul imun să nu îl mai recunoască și altfel este necesar un nou vaccin. Avem acum suficiente doze și multe posibilități de vaccinare, dar ne lipsește în continuare o campanie solidă de vaccinare. În ceea ce privește încrederea la vaccinare, această chestiune este puternic subminată de încrederea în instituțiile statului. La ora actuală, mare parte din refuzul vaccinării se datorează faptului că românii nu au încredere în stat, în sistemul de sănătate, în autoritate.